Bună ziua, stimați telespectatori! Din nou împreună, de această dată vi-l readuc în casele dumneavoastră pe profesorul universitar dr. Daniel Șandru, directorul departamentului centenar de pe lângă primăria municipiului Iași. Domnule profesor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și salut pe toți telespectatorii. Ne aflăm așa într-o zonă a bilanțului, chiar dacă încă soarele ne domină, noi ne pregătim să parcurgem ultimii metri ai centenarului. Ați avut o muncă extraordinar de grea, o muncă în care singurătatea v-a definit forțele și încăpățânarea de a ieși din aceste clenciuri. În ce situație ne aflăm astăzi? Dacă vorbim despre Iași, eu zic că lucrurile sunt în regulă, deși mai e vorba de 4 luni de acum înainte, din anul în care România aniversează centenarul Marii Uniri. Sunt în regulă pentru că am beneficiat de o echipă foarte bună, care excede limitele departamentului centenar, unde suntem doar 4 persoane. Combinându-se cu colegii din primăria municipiului Iași, din celelalte direcții, economic, juridic, programul servicii culturale, biroul de relații cu societatea civilă, toți aceștia au format echipa care a lucrat pentru ca programul central al primăriei municipiului Iași, inițiat în decembrie 2016, să poată să-și atingă toate obiectivele. Aș spune că până în prezent am atins acele obiective, în sensul în care am reușit să desfășurăm proiectele pe care le-am propus și la nivel de municipalitate, dar și prin susținerea financiară a unor proiecte derulate de alte instituții, precum universitățile, Academia Română sau instituții de cultură, lucru pe care îl vom face și în ceea ce urmează. Au fost multe evenimente, așa cum era și firesc în anul 2018. Reamintesc faptul că Iașiul este singura municipalitate care a marcat, așa cum se cuvine, centenarul Unirii Basarabiei cu Regatul României pe data de 27 martie anul curent. Urmează un alt moment important, știm foarte bine, pe 28 noiembrie, și acum vorbesc doar de piscuri, despre cele 3 mari uniri. 28 noiembrie, când vom marca centenarul Unirii Bucovinei cu Regatul României, și evident 1 decembrie 1918, când, deși toți ochii, așa cum e normal, până la urmă sunt îndreptați spre ceea ce se va întâmpla, vor fi îndreptați spre ceea ce se va întâmpla la Alba Iulia, și aici la Iași vom marca acest moment, pentru că, repet, am mai spus-o și în întâlnirile anterioare cu dumneavoastră, dacă nu ar fi fost Iașul în sensul de capitala rezistenței până la capăt, de capitala de război, în sensul său de capitală spre care și-au îndreptat ochii la 27 martie, cei de peste Prut, la 28 noiembrie 1918, cei din Cernăuți, din Bucovina, nu ar fi existat nici Alba Iulia. Haideți să vă mai ajut cu enumerarea unor proiecte, chiar dacă ele sunt adiacente centenarului Marii Uniri. Să nu uităm că pe 26 august va fi un congres al unioniștilor aici la Iași, congres care se dorește a fi itinerant, Cluj, București, Timișoara, apoi pe 31 august este Ziua Limbii Române, deci iarăși un punct nodal în desfășurarea acestor evenimente, și nu în ultimul rând, așa cum ați spus, pe 28 noiembrie este vom sărbători centenarul Unirii Bucovinei cu România. Un centenar care, din câte mi-am dat seama, continuă să fie ignorat de București. Ce se întâmplă? Da, și nici în istoriografia românească, în general, cu excepția meritelor pe care au, în special, istoricii ieșeni, nu este tratat la învergura pe care, acel moment istoric, nu este tratat la învergura pe care o merită. Sigur, ați pomenit de acest congres al reîntregirii neamului, în care primăria intră în calitate de partener. Da. Se va întâmpla într-adevăr la Iași pe 25-26 august, va fi o reîntâlnire a primarilor unioniști de peste Prut cu reprezentanții administrației publice locale din această parte a Prutului, din România. Dar, iarăși important de spus, că între 29 august și 2 septembrie va avea loc un eveniment academic de foarte mare relevanță, Congresul Național al Istoricilor Români. Spun că e foarte important sub aspect academic pentru că el e organizat de asta dată la Iași de Universitatea Alexandru Ioan Cuza, dar în parteneria cu Academia Română, cu Universitatea Babeș-Bolyai, cu Universitatea din București. E a doua ediție a acestui congres, prima s-a întâmplat în 2016 la Cluj-Napoca.
Ediția din 2018, grație insistențelor domnului profesor Gheorghe Iacob, prorectorul istoric și prorector al Universității Cuza, va avea loc la Iași, cu o cofinanțare din partea primăriei municipiului Iași. Se vor reuni practic la Iași peste 400 de istorici, atât din interiorul granițelor țării, cât și din diaspora, istorici de origine română. Congresul acesta are loc din 2 în 2 ani. Din câte știu și sper să nu greșesc, în 2020 se va întâmpla la București, când va fi marcat și tratatul de la Trianon, care practic a consfințit România Mare în granițele sale de atunci. Iar în 2022, în momentul în care se va celebra centenarul încoronării majestăților lor, regele Ferdinand I și regina Maria, va avea loc la Alba Iulia. Deci iată că Iașul devine polul istoric cel mai important sub aspectul istoriografiei românești, aici la Iași în perioada 29 august. Eu aș modifica puțin verbul și nu aș spune devine, ci rămâne. Pentru sigur, aici că... nu intrăm neapărat în breaslă la istoricilor, eu nu sunt unul, deci nu pot să opinez în acest sens. Sigur că avem istorici foarte importanti și grație cărora a fost redescoperit, mai ales în ultimii ani, rolul pe care Iașul l-a jucat între 16-18, fapt pe care încercăm și noi să-l facem în acest program centenar. Haideți să revenim puțin la atitudinea guvernului față de acest eveniment. De foarte multe ori o atitudine criticată, de foarte multe ori pusă la zid și de foarte multe ori lăsat așa într-o așteptare care ar fi sugerat totuși o anume trezire, un imn care să-i cânte în fiecare dimineață Deșteaptă-te Române, atât premierului cât și ministrului culturii. Pentru că acest departament pe care dumneavoastră l-ați făcut în subordinea primului ministru la început, a ajuns un fel de apendice în guvern, în Ministerul Culturii, uitat și lipsit de importanță. Până când? Da, lucrurile nu sunt nici acum foarte clare cu privire la rolul pe care noul departament din subordinea Ministrului Culturii, Departamentul de Identitate Națională, îl joacă în acest program de anvergură pe care ar trebui să-l aibă România, așa cum l-au avut și alte state europene care au celebrat, au marcat trecerea 100 de ani de la Marele Război, care la noi, în mod specific, a avut o finalitate fantastică, o finalitate a unui noroc destinal, să spunem așa, și anume Marea Unire. Din păcate, lucrurile nu s-au întâmplat așa. Acolo au fost foarte multe schimbări după plecarea mea prin demisie în 1 februarie 2017. Am ajuns, iată, acum la un al treilea secretar de stat, care trebuie specificat. Una e să fii secretar de stat la nivelul Cancelarii Prim-Ministru, altul e să fii secretar de stat într-un minister. Da. Deci anvergura oricum e mai mică. Dar s-a ajuns la un al treilea secretar de stat, care sub bagheta actualului ministru al culturii, domnul George Ivașcu, a încercat să miște lucrurile. Și trebuie spus că a reușit din ce punct de vedere? Au centralizat niște proiecte și au reușit să facă, după criterii mai puțin transparente, lucrul ăsta trebuie spus, o diseminare a fondurilor alocate de guvern în valoare de 150 de milioane de lei, 50 de milioane pentru autoritățile publice centrale și instituții culturale centrale, 50 de milioane pentru administrații publice locale și 50 de milioane pentru organizații non-guvernamentale. Aici înțeleg că procesul de filtrare și de centralizare continuă, dar au reușit să construiască o listă a unor evenimente care vor marca de acum încolo centenarul, pentru că practic, dacă e să mă refer la proiectele pe care noi, Primăria Municipiului Iași, le-am trimis Ministerului Culturii spre a fi validate și finanțate, vreau să vă spun că am făcut acest lucru de vreo 4-5 ori în 2017 până în prezent. Iarăși aș vrea să vă corectez pentru o informare cât mai exactă a telespectatorilor. De fapt, dumneavoastră le-ați retransmis atâta timp cât ele au fost trimise, au fost trimise, de fapt, în momentul în care ați îndeplinit această demnitate de secretar de stat al departamentului centenarul. E adevărat, și noi am vizat în principal proiectele de investiții ale municipalității, în sensul reconsolidării unor clădiri sau a realizării unor noi monumente cu un caracter simbolic pentru perioada aflată în discuție. Am trimis un total de 12 proiecte, 8 proiecte de investiții care sunt prinse în programul centenar sau sunt așezate sub cupola programului centenar al primăriei municipiului Iași,
Dar în cazul care urmau a fi stabiliți sindicatorii tehnico-economici și încât finanțarea. Să, și finanțarea și identificate sursele de finanțare, 8 astfel de proiecte au fost aprobate de guvern și vor primi finanțare 5 dintre ele. După cum am mai trimis 4 proiecte socioculturale, dintre care au fost aprobate 2. Aceste 5 proiecte pe care, iată, în cele din urmă, guvernul s-a decis să le finanțeze, evident, nu la cifra solicitată, ci la cea pe care am găsit de cuvință să vă ofere. Ce-ar oferi ieșenilor ca element fizic? În primul rând, e vorba de posibilitatea ca ieșenii să intre în contact cu istoria lor prin, și cu istoria orașului lor prin faptul că vor putea vedea niște monumente reabilitate, niște clădiri consolidate, dar și, repet, proiectarea și prezența fizică a unor puncte simbolice cu relevanță pentru centenarul Marii Uniri. E vorba, practic, de următoarele proiecte de investiții care vor fi susținute de Guvernul României, dar care, bineînțeles, vor beneficia și de fonduri la bugetul local. Vorbim de restaurarea mormintelor în cimitirul Eternitatea ale Americilor Ieșeni căzuți în primul război mondial și aici împreună cu administrația cimitirului, dar și cu colegii de la Universitatea de Medicină și Farmacie, Grigore T. Popa, se lucrează deja la identificarea acestor morminte și va începe și restaurarea lor. Vorbim, iarăși, un proiect de investiții care a fost foarte mult mediatizat și eu mă bucur că am reușit să aducem acest proiect în atenția Guvernului, să-și primim finanțare pentru el. Reabilitarea Monumentului Eroilor din Primul Război Mondial de pe Colina Galata, știm că a fost proiectat de inginerul Henri Coandă și a fost ridicat între 1928 și 1930. După care, iarăși un proiect la care noi am ținut foarte mult, consolidarea și reabilitarea imobilului din Copou în care a locuit generalul Henri Matia Berthelot. După care vrem ca în anul centenarului fraților de peste Prut să le fie trimisă o copie a statuii majestății sale regelui Ferdinand I, care deocamdată poate fi, originalul poate fi vizualizat de ieșeni în fața municipalității, în fața Palatului Rozdovanu. O astfel de copie va fi susținută cu finanțare la Guvernul României și de asemenea e vorba despre drapelul național amplasat în parcul din Podul Roș, la care mai există lucrări în cazul socului. Care de asemenea va fi finanțat și la bugetul de stat. Ar trebui să precizăm, e un lucru foarte interesant și eu zic că ar trebui apreciat în sensul că, bine, nu ne-ați dat bani, nu ne-am făcut că proiectele nu există și ne-am apucat noi cu bani puțini să începem să le construim. Da, pentru că lucrurile întârziau foarte mult și nu știam exact care va fi finalitatea. Și cu drapelul, nu? Și cu, am înțeles că și Casa Berthelot a început să fie reconstruită. E drept, banii de la buget sunt bineveniți, dar încă o dată trebuie să demonstrăm că Iașul nu moare când vor unii și niciodată nu se întâmplă lucrul acesta de a se lăsa intimidat, de a, știu eu, lua calea fatidică a unor gesturi ce nu mai pot fi comentate. Sigur, aceste fonduri sunt binevenite și, mă rog, cei care au făcut selecția, acel comitet interministerial, cred că, date fiind și proiectele care au fost foarte bine construite și prezentate, dat fiind și un rol pe care Iașul a avut și pe care nimeni nu-l poate ignora, au aprobat aceste proiecte. Sigur că se identificau surse de finanțare și din bugetul local, numai că asta nu se putea face imediat și în anul centenarului, probabil lucrurile ar fi mai durat și s-ar mai fi întins. Ori, e important, cred, ca Casa Berthelot să fie reabilitată cât se poate de repede. La fel, acest monument, repet, a fost un subiect intens de presă, cel proiectat de Henri Coandă, precum și celelalte pe care le-am amintit. Acum, vedeți că de la 1862 încoace, Iașul a fost obișnuit cu un, să-i spunem așa, discurs de compensare, inclusiv la nivelul istoriografiei. Chiar de la 1859, când i s-a promis. Da, și 62, s-a promis, 62 s-a început... mutat capitala la București, da. Mă rog, s-a instituit capitala Principatului Român la București. Adică prima minciună... Noi, ca ieșeni, trebuie să venim cu un discurs care să solicite în mod clar recompense.
pentru că a fost un rol major sub aspect istoric. Cumva, știți, Iașu și Chișinău au aceeași unitate de destin, pentru că și Chișinău la 27 martie 1918 renunța la statutul de capitală pentru a deveni parte a Regatului României. La fel, în 1862, Iașu renunța la statutul de capitală pentru a deveni partea a principatelor române. Ori, lucrurile acestea nu mai merg doar cu un discurs de compensare. Ieșenii au tot dreptul, cunoscându-și istoria, să spună autorităților centrale ale statului de ce avem nevoie și să se bată pentru a obține aceste fonduri, pentru că nu sunt date din buzunarul unui premier X sau Y, ca unui ministru X sau Y, ci din bugetul consolidat al statului. Da. Și sunt bani care, nu că îi merită Iașu, dar sunt bani pentru evenimentul istoric care reprezintă țara, nu reprezintă Iașu. Exact, exact. Și care ar fi trebuit, inclusiv la nivel național, coordonat într-o manieră care să permită românilor ca în 2018 să fie cu fruntea sus alături de celelalte națiuni europene, nu? Fie că în urmă cu 100 de ani ele se aflau de o parte și de cealaltă a baricadelor, mă rog, războiului. Constatăm că nu există un program la ora asta. Da. Iarăși vorbim. Vorbeam anul trecut la finalul anului, am vorbit la începutul acestui an, iată, ne aflăm în luna 8-a anului 2018 și nu avem un program clar delimitat cu privire la ce au de gând să facă autoritățile, măcar pe data de 1 decembrie. Sau... Încă tare mă tem că acolo va fi, de fapt, tot munca primarului Mircea Havă de la Alba Iulia și a echipei sale. Da. Deci nu cred că guvernul va avea un rol important. Doar au centralizat și au dat niște bani. Cred că acest departament, el a fost creat să facă mult mai mult de atât. Nu, profesor. Așa, între două poeme stăteam și mă întrebam dacă nu ați realizat un sacrificiu prea mare, decontându-l în zona unei moralități desăvârșite, dându-vă demisia, pentru că eu cred că dacă ați fi rămas în funcție, așa cum vă știu, alta ar fi fost soarta centenarului Marii Uniri în România. Domnule Adicris, eu vă mulțumesc pentru această deschidere amabilă față de persoana mea, însă să știți că nu regret nicio clipă gestul acela de demisie. A fost o demisie de onoare și, pe de altă parte, mă bucur că am putut compensa prin faptul de a fi acasă și de a lucra împreună cu colegii din primărie și având susținerea domnului primar pentru realizarea acestui program. Și iată că, finalmente, am reușit să aducem și acești 6,5 milioane de lei Vă amăgi singur. Ați adus 6 milioane din 150 de milioane cât ar fi trebuit sau cât sunt necesari, nu știu dacă nu ar fi trebuit mai mulți, pentru întregul eveniment. Pentru că 6 milioane din 50 pe administrații locale, totuși, hai să vedem ce administrații locale se mai înfructă din probabil cei 44 de milioane. E foarte probabil că pe primul loc, la nivelul investițiilor inclusiv, se va afla Alba Iulia. Pentru că vorbim de centenarul Marii Uniri, toată lumea identifică Marea Unire, practic unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanului și Maramureșului la 1 decembrie 1918 cu momentul Alba Iulia și, cumva repet, e firesc să fie așa. Pe de altă parte, cred că municipalitatea ieșeană, exceptând Alba Iulia, e pe primul loc la nivelul alocării de resurse. Și dacă nu mă înșel, 44 județul, de milioane se duc în Alba Iulia. Nu. O să râdeți. Și e de râs, pentru că veți vedea inclusiv comune din județul Iași care au prea puțină legătură cu povestea din urmă cu 100 de ani, dar multe alte comune de pe teritoriul României de astăzi au primit finanțare pentru tot felul de povești de astea folclorice, patriotist, festiviste și așa mai departe. S-ar putea ca să se fi identificat ca locuitor ai comune să fi participat la Marea Adunare de la Alba Iulia. Asta e posibil, dar nu e neapărat justificat în felul ăsta să faci un festival cu 100 de baloane la Baia Mare pentru care să aloci 500.000 de lei sau, nu știu, a 30-a ediție a festivalului folcloric, nu știu cum, dintr-o comună craioveană. Hai să fim serioși că n-au nicio legătură cu centenarul Marii Uniri. Deci banii oricum au fost aruncați, risipiți aiurea. După, eu vă spun și proiecte de investiții, pentru că trebuie să rămână ceva. Da.
atât cât s-a putut și atât cât le-am putut concepe și proiecta la nivelul unui program al unei municipalități. Sigur, al doilea oraș a țării, foarte important, cu rol foarte important în urmă cu 100 de ani, cu rol important în toată istoria României până în prezent. Haideți să vă întreb altceva, sau altfel. Aceeași întrebare să vă pun altfel. Ce obiectiv nu va fi realizat din lipsă de bani referitor la centenarul Marii Unii? Un obiectiv pe care dumneavoastră l-ați prins în programul de acțiuni și din lipsa banilor veți fi nevoit să îl amânați sau știu să uitați că v-ați gândit la el. Aici, la Iași, printre proiectele de investiții, unele, așa cum am specificat, care vor primi finanțare la guvern, mai aveam trimis spre guvern și nu a fost aprobat proiectul unui muzeu al centenarului. Știți că primăria a achiziționat Casa Calimachi, fostul sediu al PNCCD, iar discuția era la un moment dat că acolo să se construiască un muzeu al centenarului Marii Uniri. Mă rog, noi am avut dialoguri și cu domnul primar în acest sens. Există posibilitatea ca acolo să poată fi configurat și un institut al memoriei eșene, care eventual să poată funcționa sub egida Academiei Române și cu finanțare la primărie în primă fază, dar apoi, pentru că sunt multiple astfel de institute pe tot globul, mă refer evident la partea occidentală a globului, prin parteneriate și cu finanțare europeană poate funcționa. Dar acolo încă există discuții cu privire la destinul acelui imobil. Câți bani ați cerut pentru Muzeul Centenar? Pentru Muzeul Centenar cred că am cerut în jur de 3 milioane de lei. Vedeți cât de simplă este observația mea de dinainte? Ce mi-era 6, ce mi-era 9? Probabil și mai aveam un obiectiv? E posibil să fost niște calcule matematice, s-au și grăbit. Eu vă mărturisesc faptul că am avut o discuție la un moment dat cu domnul consilier prezidențial Sergiu Nistor. Cred că imediat după ședința din 6 iulie, când s-au aprobat și aceste proiecte ale Iașului, a Comitetului Interministerial prezidat de premierul României, ședința la care a participat și fostul meu șef de cabinet istoric, Cosmin Popa, care acum e reprezentantul Academiei Române pentru programul centenar, și amândoi mi-au spus același lucru. Practic, cum s-a desfășurat acea ședință? S-a venit cu centralizatorul de la guvern, de la Ministerul Culturii, și s-a spus, asta vom finanța. Reprezentant Academiei și reprezentant președinții, neavând niciun drept de a vota sau de a interveni. Așa încât vă dați seama că a fost o totală lipsă de transparență și bănuiesc că, nu știu, și prin intervenții și în funcție de o anumită logică electorală... De la Ministerul Culturii, cine s-a ocupat? Nu s-a ocupat George Ivașcu. El putea să declame ceea ce era scris pe hârtie. Este domnul secretar de stat Ardeal, care, din câte știu eu, un regizor cunoscut la Teatrul Național din Timișoara, și bănuiesc că domnia sa și cu echipa din acel departament de identitate națională au făcut această selecție, repet, fără a se prezenta niște criterii foarte clare. Adică, dacă e să am în vedere o eventuală clasificare a proiectelor, așa cum apăreau ele în fișele tehnice primite de la guvern spre a le completa când am trimis proiectele, se vorbea de proiecte cu importanță locală, regională, națională și internațională. Dar astea nu erau neapărat criterii, astea erau formule de a clasifica. Dar n-am văzut criterii foarte limpezi pe care proiectele ar fi trebuit să le îndeplinească spre a fi finanțate. Da, deci, e și un haloimis, dacă vă veți uita pe lista aceea proiectelor aprobate. Să înțeleg că la această întâlnire s-au împărțit cele 150 de milioane în cele trei direcții sau s-a și buchisit fiecare administrație locală, ONG-uri? Nu. Toate proiectele acestea au fost centralizate la nivelul Ministerului Culturii, la acest departament de identitate națională. Și au fost mai multe etape. O primă etapă a fost cea adresată instituțiilor centrale ale statului. Ministere, Institutul Cultural Român, Academia Română. Da. O a doua etapă a venit pentru instituțiile administrației publice locale. Și aici, sigur, toate primăriile care au trimis au trimis ca la Cântarea României. Cam așa arată lista proiectelor aprobate, din păcate. Și urmează, sau a fost la un moment dat, un call pentru organizații non-guvernamentale.
având de asemenea alocat o sumă de 50 de milioane de lei în total. Nu știu dacă trebuia 50 de milioane, dar aici e un lucru foarte bun. Asta e adevărat. E poate din zona aceea alternativă vor veni proiecte serioase. În general, parteneri serioși și care vin cu un plus de valoare dau proiectului. Dar restul acela, în fine, noi ce facem discuția acum și nu facem altceva. Pentru că nu știm exact cum a funcționat acea comisie. Ca să fim și noi utili, cred că o să luăm o pauză de publicitare între timp și apoi revenim în direct. Sigur. Din nou în direct, alături de profesorul universitar dr. Daniel Șandru, directorul departamentului centenar de pe lângă primăria municipiului Iași. Tocmai ne apucăm să discutăm proiectele care nu au fost aprobate din lista înaintată guvernului și am identificat unul, da? Am înțeles că mai sunt două sau trei proiecte rămase în grija primăriei și pe banii ei. Da, vorbeam de acel posibil muzeu al Centenarului Marii Uniri, la care se adaugă finanțarea amplasării statuii regelui Ferdinand I, întregitorul, care se află în fața Palatului Roznovanu. Deci noi plătim statuia și trebuie doar scoarul acela. Da, scoarul și amenajarea lui și soclul și așa mai departe. Și de asemenea nu au primit finanțare un alt proiect, și anume restaurarea monumentului eroilor din primul război mondial din cimitirul Eternitatea. Dar trebuie spus aici că există o hotărâre Consiliul Local, dacă nu mă înșel eu, din august 2017, care prevede sursele de finanțare în valoare de 2 milioane și jumătate de lei pentru ansamblurile memoriale din cimitirul Eternitatea. Acum, dar niște bani în plus nu ar fi fost... Nu e vorba de bani în plus. Aici e vorba de importanța acestui obiectiv. Pentru că, de regulă, în momentul în care vrei să comemorezi ceva, trebuie să ai și obiectul comemorării. Iar în cazul acesta, obiectul e mormântul. Și peste tot în lume, în astfel de situații, se primenesc mormintele, se curăță, se știu eu, aduc într-o haină de sărbătoare, mă refer la partea de reparație, etc. Iar tu, guvernul României, nu faci altceva decât să ignori un lucru de la care trebuie să începi. Asta se întâmplă încă un an și jumătate. Nu, hai să spunem, 1 februarie 2017 până undeva martie anul acesta, martie-aprilie anul acesta, nu s-a întâmplat nimic cu acel departament. Decât că printr-o decizie a guvernului a fost mutat de la cancelarie la Ministerul Culturii și s-au trecut pe acolo doi secretari de stat, până, repet, la mandatul lui George Ivașcu și al domnului Ardeal, care e secretarul de stat care se ocupă de Adică ei s-au mișcat pentru că au fost singurii, cred, care s-au uitat și pe calendar. Da, ministrul Ivașcu vine totuși din zona culturală, adică știe cam cum funcționează lucrurile, știe, de asemenea, are experiența administrativă ca director al unui teatru, ce înseamnă hârtiile și toate astea, și cred că s-a și speriat puțin. Plus că ce a găsit acolo, doar știți foarte bine că a făcut o anchetă și așa mai departe. Da. Și, mă rog, surse din departament mi-au transmis la un moment dat că a fost o discuție de tip următor. Când venea un nou ministru, a fost cazul lui domnul acela de la Cancan și Libertatea, nu mai știu cum, care a fost ministru al culturii, un senator PSD, chiar îmi scapă numele acum, dar o să-mi amintesc. Cei din departament veneau și spun, păi nu, păi da, ceilalți, ăla, Șandru, Cioloș, ăia, n-au mișcat nimic, n-au făcut nimic. Ei zibere, da. Ori de la arhivă, ministrul Ivașcu a solicitat de la arhivă exact ceea ce am tot spus, pentru că am lăsat un bilanț al activității mele vreme de 5 luni, aproape 6 luni. Și la o întâlnire cu toți, a spus, din ce văd aici, au fost 3 secretari de stat până în momentul ăsta, iar singurul care a făcut ceva a fost omul Cioloș. Da. Deci asta a fost dialogul care l-a determinat, după care a determinat echipajul de la Departamentul de Integrare Națională să intre în forță, măcar să centralizeze niște proiecte și să facă o listă. Tu vrei să spui că în discuția ai fost depersonalizat, nu mai era. Da, omul Cioloș. Așa se vorbește, nu mai Cioloș. Așa se vorbește în termeni politici la nivelul partidelor politice și a oamenilor numiți de ei. Și acum există un om al lui Dăncilă. Probabil, domnul Ardeal sau
e al lui Ivașcu, nu mai știu, e al Guvernului României, e al nostru, al tuturor, pentru că, nu, până la urmă, asta înseamnă ministru, înseamnă slujbaș pentru cetățean, slujbaș al cetățeanului. Bine, e cam pretențios spus al cetățeanului, pentru că... Teoretic așa înseamnă, asta înseamnă. Da, dar practic e distanța foarte mare, da, proiecția lor ce ar trebui să fie și ce au ajuns să fie. Am înțeles. Deci acestea sunt proiectele rămase fără finanțare din partea... Proiecte de investiții. Da, da, Ministerului Culturii. Ele vor fi puse acolo mormântul ostașilor sau... Nu vor rămâne mormântate, nu, nu, nu. Lucrurile acestea se vor face pentru că ele, așa cum ați văzut și în programul cetățean al municipalității, există un capitol special dedicat proiectelor de investiții. Da. Ele sunt prinse. Colegii mei de la Departamentul de Investiții au identificat deja indicatorii tehnico-economici. Eu vorbesc cu o păsărească acum, nu mă pricep, dar astea sunt rigorile legislative. Și urmează să fie... Aveți voce, deci și vorbiți corect. Urmează să fie puse în aplicare și aceste investiții până în 2020, atunci când programul centenar al primăriei municipiului Iași va fi finalizat, pentru că ele proiectat, da, așa cum știți, până în 2020. Cred că suntem... Am rămas, nu că suntem, singura municipalitate care are un program gândit din 2016 până în 2020. Ați spus primii și singurii. Da, primii și singurii, de asemenea primii și singurii care am semnat un parteneriat cu cele două academii, Academia Română, da, și Academia de Știință a Republicii Moldova. Deci câteva premiere s-au marcat sub egida acestui program centenar. Era foarte bine dacă la nivelul echipei guvernamentale care se ocupă chipurile de centenar ar fi fost preluată acea temă pe care am lăsat-o în momentul în care am plecat, și anume cuplarea centenarului României moderne, să spunem centenarului Marii Uniri, de evenimentele de anvergură internațională. Adică cuplarea centenarului cu sezonul cultural România-Franța. Am avut ocazii cu comisarul român al acestui sezon, ocazie de a discuta cu domnul Andrei Țărnea și mi-a spus că nici acolo lucrurile nu s-au... În 2019? Nu, începe la 1 decembrie 2018. Nu, nu. El a început deja, acum e la partea franceză, da? Iar de la 1 decembrie 2018 și intră în rol partea română. Ori Andrei Țărnea, nu știu, ultima discuție am avut-o prin... vă spun exact, când pe 15 martie la Cotroceni, la o dezbatere organizată de președintele României, unde a reprezentat primăria municipiului Iași, mi-a spus că nici la ora actuală lucrurile nu s-au mișcat. Deci, și acolo probabil, și n-am auzit nimic încă despre acest sezon. Dar acest proiect făcea legătura cu preluarea președinției Consiliului Europei de către România. De către România, la 1 ianuarie 2019. Da. Iarăși foarte important, anul ăsta e anul european al patrimoniului. Ori noi de ce vorbim? Nu primim finanțare pentru un obiectiv de patrimoniu care e foarte important. Întâmplă, și dacă veți merge în cimitirul Eternitatea, veți observa, fac o paranteză, o situație dezolantă comparând acest monument dedicat eroilor români în primul război mondial cu cele dedicate de către statul francez sau de statul rus, eroilor lor, care sunt de asemenea mormântați acolo. Și de statul german. Și de statul german, exact. O astfel de situație a mai existat în București până în 2016, când, cred că prin noiembrie, am participat la invitația Ministerului Apărării la inaugurarea unui cimitir al ostașilor români, reconsolidat, cimitirul Ghencea militar. Da. Și acolo e un monument extraordinar care arăta exact cum arată al nostru de la Iași prin comparație cu cel al militarilor italieni. Ori, lucrurile astea trebuiau făcute din timp, trebuiau pregătite încă de prin 2014, reabilitarea de monument. Închei paranteza legată de patrimoniu și mai e un lucru foarte important. România e țară invitată în 2019 la Festivalul Europale, cel mai important festival de artă din toată Europa. Țară invitată de onoare. Ori lucrurile astea trebuiau legate toate în același cheag. Dar, din câte se pare, la nivelul Ministerului Culturii e greu să gestionez. De asta spun că e important. E un lucru firesc pentru atitudinea, știu eu, diriguitorilor culturii, de exemplu, în România, pentru că așa s-a întâmplat și la festivalul, la Târgul de Carte de la Ierusalim, când editurile din România s-au dus fără cărți ca să le pună în vânzare la acest târg de carte, au mers numai cu niște exemplare puse în valiză pentru că costa foarte mult transportul.
Așa s-a întâmplat și la Târgul de Carte de la Frankfurt. Deci avem, suntem constanți în această atitudine de a nu lua în seamă evenimentul care ar putea să te ajute pe tine ca țară la modul cât se poate de... Vedeți, e o atitudine constantă la toate guvernele și asta e atitudinea omului politic față de cultură. Da, așa este. Ministerul Culturii e cel mai, cum să spun, sărac minister în guvern. Și toate guvernele au întreținut această stare de sărăcie, pentru că sunt în stare să înțeleagă 0,00 culturii. Exact. Și nu mai spun, pentru că nu, după zero nu se mai... Și nu sunt în stare să înțeleagă importanța cifrele culturii. Cifrele nu mai contează după zero. 0,00. Și toate sunt legate și cu educația și cu tratamentul față de Ministerul Sănătății și de fondurile din sănătate și mai departe. E dureros să constați că, privind înapoi în timp, România era condusă în 1918 de nume tutelare precum, mă rog, Brăteanu, care revine, dar și Marghiloman sau Averescu, și să vedem cam ce premier și ce miniștri avem astăzi. Da, aici putem să nu părăsim Iașiul, să ne oprim la societatea Junimea și să întâlnim, nu mai spun, să întâlnim pe marii constructori ai României moderne. Modern, corect. Nu? Deci nu putem ignora instrucția acestora. Și bun, încetul cu încetul să spunem că ne uităm pe bolta cerului după artificiile de la 31 decembrie 2018. Când va fi Revelion, nu? Păi, da, atât ne mai rămâne, nu? Da. Cum intrăm în 2019? Ce evenimente? Pentru că am înțeles din programul Departamentului Centenar al Primăriei Municipiului Iași că nu vă opriți nici, știu dacă o să fiți împiedicați să vă opriți, tot nu vă opriți. Ce faceți în 2019? Mă rog, perspectiva noastră a fost că trebuie să finalizăm programul centenar al municipalității în 2020, pentru că în 2020, practic, se semnează tratatele de pace, care sunt discutate începând în 2019, conferința de pace la Paris, tratate care consfințesc, nu, consfințeau la 1920 actele săvârșite de români, adică actele celor trei mari uniri de pe parcursul anului 1918. Și în logica aceasta am mers până în 2020. Vor fi multe dezbateri și multe conferințe. Aici, cum să spun, rolul principal va cădea pe departament, într-adevăr, dintr-un motiv simplu. Toate instituțiile și universitățile și instituțiile culturale care au lucrat împreună cu noi și fac posibilă dezvoltarea acestui program s-au orientat cu precădere pe anul 2018. Cumva e și firesc. Da, e, până la urmă, ăsta e anul centenarului, sub aspect simbolic. Aici telespectatorii ar trebui să-și aducă aminte că primăria s-a implicat în memoria istoriei încă din 2016. Exact. Exact. Și aveam 2016, 2017 capitala de război, 2018 capitala Marii Uniri, 2019 înțeleg și contribuția minorităților. Exact, asta vom marca mai mult în 2019, pentru că vor debuta chiar pe 15 ianuarie cu centenarul și Uniunii Armenilor. Și la Trianon, în care o să-i lăsăm pe maghiari să se bucure și ei. Pentru că și-au făcut-o cu mâna lor, nu ei au semnat. Nu... Asta e o discuție, mă rog, care poate... De 2020. Sau de 2020. Poate fi așezată în termeni istorici și e normal ca specialiști să o dezbată. În 15 ianuarie 2019 se împlinesc 100 de ani de la fondarea Uniunii Armenilor din România. Deci e un prilej foarte bun pentru a discuta despre contribuția armenilor, acestei minorități armenilor la făurirea României mari. Și când? În anul, deci în 1915, la Armen s-a întâmplat marea tragedie, da, marele genocid. Așa este. Peste 1,5 milioane de armeni au fost măcelăriți. Și, fapt nerecunoscut nici astăzi în termeni oficiali de către Turcia. Da. Nu discutăm noi cum sunt turcii, pentru că istoria ne povestește. Dar după numai un an de la drama aceasta poporului armen, iată că s-au fost armeni în România care s-au implicat și în ceea ce s-a întâmplat în România.
Pe 18 ianuarie se împlinesc 100 de ani de la momentul în care debuta la Paris conferința de pace. Pe 7 martie 2019 împlinim 100 de ani de când coloniștii germani aderau la unirea Basarabiei cu România. Deci un aspect foarte important pe care l-a avut și această minoritate, da, nu? Da. În condițiile în care țara lor mamă, să spunem așa, Germania fusese înfrântă. Lucru interesant, neavând nici un picior de dușman pe propriul teritoriu și având toate trupele în afara propriului teritoriu. Dar a fost înfrântă. Da. Pe 1 aprilie 2019 se fonda la Iași, sub direcția lui Dimitrie Gusti, Arhiva pentru Știință și Reformă Socială, ceea ce este azi la noi Institutul Național pentru Statistică. Da. Deci tot la Iași se înființa în 19 după război. Pe 25 mai 2019, nu, George Enescu făcea publică Sinfonia a III-a. Iarăși e un lucru pe care trebuie să-l marcăm în area asta a artelor. Avem apoi în 11-13 iunie, nu mineriadele, asta e altă discuție, ci centenarul hotărârii Consiliului Suprem Aliat de recunoaștere a Unirii Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului și Banatului cu România. Abia atunci a fost recunoscut de Consiliul Suprem Aliat. Avem, practic, centenarul sfârșitului războiului de întregire a neamului. Iarăși un aspect important. Armistițiul la 11 noiembrie 1918 nu înseamnă sfârșitul războiului pentru România, pentru că acesta are loc în perioada 20 iulie 4-15 august 1919, când trupele române se retrag de la Budapesta după ce o cuceriseră și opriseră, așa cum bine știm, procesul de bolșevizare inițiat de Belacun. Adică au cucerit-o și au plecat de acolo, nu? Da, au cucerit-o și au rămas acolo. Nu, au menținut liniștea și ordinea, după care s-au retras. Nu, că alții ar fi rămas. E posibil. Dar, din fericire, sau din păcate, nu știu, nu putem lucra cu istoria contrafactuală. Și avem apoi centenarul tratatului de pace între puterile aliate și Austria, prin care e cunoscută Uniunea Bucovinei cu România, pe data de 10 septembrie 2019. Iarăși important pentru toată evoluția ceea ce a fost România de atunci încoace. Centenarul votului universal masculin și al primului parlament al României Mari, care s-a întrunit în perioada 2-9 noiembrie 1919. Se fac 100 de ani. Încheiem cu centenarul Tratatului Minorităților, care a fost semnat pe 10 decembrie 2019, după care deja ajungem la momentul 2020, unde vom avea evenimente în iunie și în octombrie. Două mari evenimente vor fi în 2020. Guvernul României nu v-a dat bani nici pentru aniversarea ceea ce s-a întâmplat pe 28 noiembrie 1918. Deci pe 28 noiembrie 1918, atunci s-a unit Bucovina cu România. Atunci Bucovina a fost smulsă din mâinile, hrăpărețele proaspeților ucrainieni, da? Și chiar cu arma a fost smulsă. Da. Chiar cu intervenția armatelor române. Exact. Și redată României România e mare. Da. Încă prin, nu. Prin voința României. României, da. Prin voința redată ceea ce avea să devină România mare. Câți bani a cerut și de ce nu v-au dat? Cred că suma nu era una foarte mare, undeva în jur de 500.000 de lei, deci nu era o sumă imensă. Eu cred că e vorba și de necunoaștere. Cred că e vorba și de necunoaștere. Imaginezi niște funcționari publici. Dacă e necunoaștere, e și mai periculos. Dintr-un departament al Ministerului Culturii, Departamentul Identitate Națională, despre care presa a relevat că la bază au profesiuni care nu au nicio legătură cu ceea ce trebuie să facă ei acolo. Adică nu au o dimensiune culturală, istorică, astfel încât să poată acoperi aceste date pe care noi le propuneam. E moțiunea Unirii Bucovinei, nu, care are loc pe 15 noiembrie și efectiv unirea care are loc pe 28 noiembrie. Ori în perioada asta noi voiam să facem mai multe activități și le vom face. Dezbateri, conferințe, simpozioane, editarea unor volume, lucruri care să fie marcate deopotrivă la Iași și la Cernăuți. O expoziție itinerantă, așa cum am făcut și în cazul în care am marcat Unirea Basarabiei. Deci lucrurile astea vor fi făcute. În schimb, două proiecte socioculturale au primit finanțare. E vorba de Traseul Memoriei, cu o finanțare în valoare de 453.000 de lei. Și ăsta e un proiect pe care l-am început în 2016. Dacă vă amintiți că am pus niște însemne comemorative pe clădirile pe care au funcționat. Da. Sigur, el a fost probabil colega mea, Adriana Spătară, și are o amvergură amplă acum, o amvergură mult mai mare.
în sensul în care va fi și aplicație pentru telefoane mobile, va fi și un site special dedicat și așa mai departe. Pe evenimente, nu? Drumul, eu am văzut la aeroport semnalizat de partea asta de, știu eu, cu pogromul. Da. Aici un program al colegilor de la Universitatea Cuza, la Facultatea de Geografie. Da. Domnul prodecan de acolo este foarte implicat. Dar un traseu al memoriei. Dar pe acea filă deschisă de domnia sa și de colegii domniei sale, noi vom construi exclusiv pe acest traseu al memoriei legat de Marea Unirii și de Iași, capitală de război. Eu știți, când îmi spuneați mie, domnule, în departamentul acesta centenar, sunt și profesii care nu au absolut nicio legătură cu istoria, cu partea literară, culturală. Cu manioarele, să spunem. Da. Și atunci mă gândeam, dom'le, ce ar fi ca acești oameni, când îi apucă durerea de măsea, să se ducă la un stomatolog, care nu mai e stomatolog, este realizator de emisiuni TV. Și cum? Suportă pe propria lui piele. La ritmul în care pleacă medicii, inclusiv cei stomatologi din țară, s-ar putea să ajungem în curând să înlocuim cu oameni ce au alte profesiuni. Dar am văzut și eu siderat, am citit în presă ce au adus urmașii mei la cârma acestui departament, pe post de consilier, până și șoferul personal, dar cu un post de consilier, coafeze, tot felul de personaje. Asta cu șoferul se poartă. Se poartă, dar eu nu știam, eu n-am avut. Începând de la Emil Boc încoace, tot șoferii... Dar că n-am știut lucrul acesta. Eu am avut un șofer dat de cei de la Secretarul General al Guvernului, un om foarte, foarte de treabă și care își făcea meseria. Păi tocmai de asta v-a și desfințat. Posibil. Mai departe, nu? Guvernul, ca să nu încheiem altfel, v-a sugerat o altă acțiune decât cele pe care dumneavoastră le-ați prezentat? Nu v-a spus, nu știu dacă au trebuie funcționat. Făcut nu. Și prelungirea mauzoleului. Nu, obligația noastră este să primim acești bani, să-i preluăm, să-i justificăm așa cum e firesc, cu orice bani care vine la buget. Și să facem și rapoarte lunare cu privire la gradul de evoluție al proiectului respectiv. Nu, dar n-au făcut sugestii. Singura chestiune pe care o înțeleg dintr-o ordonanță dată pe această temă, cu privire la niște măsuri luate pentru celebrarea centenarului, e faptul că va trebui să utilizăm sigla guvernamentală în cazul acestor proiecte. Da. Și evident că lucrul acesta îl vom face. Domnul profesor, cât de mult credeți că ne ajută această dezvoltare de evenimente în a readuce în actualitate România Mare? Nu cred că ne ajută așa, nu pe când ne-am fi dorit. Pentru că nu există cristalizată o strategie guvernamentală. Tocmai asta spun. A lipsit o viziune generală. Avem, iată, Congresul Unioniștilor. Avem și spuneam, dom'le, hai să o luăm din istorie, să luăm momentul din istorie, da? Și să-l, ăsta, 28 martie din istorie, 27 martie din istorie și 28 noiembrie și să îl punem la timpul prezent. Da, știți foarte bine că e cu totul alt context și geopolitic și sigur că e o chestiune de voință a oamenilor, asta e indiscutabil. Dar dacă ne uităm și la sondajele de opinie realizate în Republica Moldova, vom vedea că nu e așa de puternic unionismul. Nu avem o masă critică care să... Dar sunt foarte multe semne de optimiste și mă refer la acele adeziuni care au fost semnate. Asta e adevărat, dar și alea au un rol simbolic deocamdată, pentru că nu pot fi transpuse într-o politică internațională care să fie acceptată de... Dar poate fi un semnal care să-ți spună, domnule, ne putem mobiliza... Asta, indubitabil, e un semnal. Nu? Și congresul acesta care începe pe 25-26 la Iași, cred că își propune lucrul acesta de a conștientiza și de a trage acest semnal de alarmă. Uite, domnule, reușim să ne adunăm unul lângă altul. E adevărat și lucrul ăsta e foarte important, iar relația asta strânsă cu Republica Moldova e foarte consistentă la Iași. Inclusiv prin protocolul de înfrățire dintre Iași și Chișinău, inclusiv prin ajutorul substanțial pe care numai puțin intelectuali ieșini îl dau fraților lor de peste Prut, în întâlnirile astea care deja sunt practică cotidiană, să spunem așa. Dar dincolo de asta, trebuie să vedem că, pe de altă parte, România
e semnatarul unor tratate internaționale. Da. Uniunea Europeană, cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Că există o deschidere, și asta e încurajator, dinspre Uniunea Europeană, înspre Republica Moldova, da. Și că există soluția, care e foarte simplă, aceea ca Republica Moldova să devină partea Uniunii Europene. Exact. Ori aici, în bună măsură, depinde și de noi, dar în și mai mare măsură depinde de ei și de politicienilor. Și de Dodon. Ne împiedicăm de un Dodon. Stimați telespectatori, ne oprim aici. Iată, am avut o emisiune, cred eu, foarte interesantă. O emisiune în care am reușit să deconspirăm gestul guvernului de a scăpa câțiva fir firei și Iașului. Dar ce se dă e bine primit și lucru care nu a dezarmat primăria și care se vede pusă în continuare să își reconsidere proiectele astfel încât ceea ce și-a propus să și realizeze. Stimați telespectatori, invitatul meu, profesorul universitar dr. Daniel Șandru, directorul Departamentului Centenar, cu siguranță că a fost pe placul și interesul dumneavoastră. Până la o viitoare emisiune, vă spunem la revedere!